Mai sunt elevi pasionați de istorie. N-aș putea spune că se mai citește, mă rog, ca în urmă cu câteva decenii, pentru că, până la urmă, cam ăsta este trendul. Mijloacele informatice, mă rog, cele digitale acaparează foarte mult tinerii, ne acaparează și pe noi, nu numai tinerii. Atunci se punea foarte mult accent pe componenta aceasta naționalistă, ca să zic așa, pentru că România unită, ca să zic așa, toate teritoriile locuite de români unite într-un stat, încă nu se realizase și asta era ținta lor. Astăzi nu prea se mai pune accent pentru că România se consideră unită, chiar dacă este problema cu Moldova și cu românii din Ucraina și cu ce mai este, în principiu România este unită și astfel nu prea mai interesează pe tinerii, nu doar de vârsta mea, dar și mai mari decât mine. Nu prea îi mai interesează așa de chestii cum ar fi patriotism sau așa și din punctul meu de vedere este un lucru rău pentru că ați iubi țara sau ceva, nu trebuie automat, mulți asociază iubirea față de țară cu xenofobia, cu niște chestii astea, nu e adevărat. Poți să îți iubești țara și în același timp să iubești și, nu știu, Uniunea Europeană, NATO și alte structuri și să fii conștient de faptul că aderarea României în aceste structuri a fost un pas foarte uriaș, probabil cea mai mare realizare a României de la căderea comunismului încoace.